Bun găsit la o nouă oră de educație tehnologică și aplicații practice la clasa a 5-a cu tema Planul locuinței. La sfârșitul orei veți reuși și voi să realizați planul locuinței și să propuneți mai multe variante de amenajare a încăperilor. Planul locuinței este o reprezentare grafică a dispunerii elementelor constructive realizat cu ajutorul semnelor convenționale. Pentru o casă, planul înseamnă un set de desene sau schițe în care sunt reprezentate toate elementele construcției, planul dispunerii încăperilor, proiecte ale fațadelor, detalii ale fundației, secțiuni. Scara desenului este un raport care ne arată de câte ori obiectul real este mai mare sau mai mic decât desenul, fiind astfel scări de mărire, de micșorare sau scară de mărime naturală. Astfel, în funcție de scară, un metru în realitate va fi reprezentat pe desen prin 2 cm dacă folosim scara la 1 la 50 și printr-un centimetru folosind scara 1 la 100. Pentru realizarea planului unei clădiri se parcurg mai multe etape. În primul rând, determinăm orientarea față de punctele cardinale. Apoi efectuăm măsurătorile. În proiectare, aceste dimensiuni se stabilesc prin calcule. În funcție de dimensiuni, se alege scara de reprezentare. Apoi, realizăm desenul, începând cu reprezentarea pereților, a ușilor, a ferestrelor și, în final, a obiectelor de mobilier și a altor elemente din încăperi. Pentru reprezentarea pe plan a elementelor de construcție, se folosesc aceste semne convenționale pe care sunt convinsă că le știți deja. Vă propun să urmăriți o secvență de film cu modul de realizare a schiței unei locuințe. Desenul realizat fără instrumente de desen reprezintă o schiță în care se păstrează proporțiile.
Pentru realizarea desenului la scară se folosesc instrumentele pentru desen și se respectă scara de reprezentare sau se pot folosi diferite programe de calculator. Sunt convinsă că ați identificat până acum semnele convenționale folosite pentru reprezentarea obiectelor din locuință. Realizați și voi schița casei din imagine. Folosiți semnele convenționale corespunzătoare pentru elementele de construcție și din interior. Rezolvați cerințele. La final, realizați planul locuinței voastre. Mult succes!